Bună ziua! Astăzi vreau să vă prezint un alt fel de decolteu anatomic care se lucrează pe o parte și pe cealaltă apoi împrejur, deci este cu totul alt fel și de asemenea alt tip de calcul. Dacă sunteți interesați, dați click pe abonare și haideți să începem! Avem nevoie de un eșantion din care vom afla câte ochiuri avem într-un centimetru. În cazul meu am 1,9. Dumneavoastră vă puneți numărul dumneavoastră. Mai departe, avem nevoie de circumferința capului 54 de centimetri și circumferința gâtului 30 de centimetri. Avem nevoie de aceste două măsuri. Acum, 54 înmulțit cu 1,9 am obținut 102,6. Dar, pentru ca gâtul nostru să nu fie prea larg, vom scade 15%. 102,6 minus 15%, 87,21 și vom rotunji 88 de ochiuri. Deci am aflat că avem și trebuie să montăm 88 de ochiuri. Mai departe, eu vreau 4 linii pentru raglan, a câte 2 ochiuri. Din acești 88 de ochiuri vom scade 8. 2, 4, 6, 8. Și am obținut 80 de ochiuri. Acum, am găsit pe internet, dintr-o carte învechită, această formulă de calcul. Fetele au zis că, conform acestei formule, mânica nu ne va ieși largă și nu va mai trebui să scadem 2 cm de la mânică. Ne dă calculul exact. Și împărțim 80 de ochiuri la 8. Și am obținut 10. Ce este 10? 10 este o parte. O parte va fi pentru mânecă, o parte pentru cealaltă mânecă, iar pentru spate și pentru față vom avea 3 părți. Adică, deci, dacă însumăm, sunt 8. Aceasta înseamnă și cifra 8. 3 cu 3, 6, 7, 8. 10 vom avea la mânecă, 10 la cealaltă mânică, 30 în față și 30 în spate. Până aici e bine. Mai departe, noi vrem să facem decolteu anatomic. Pentru aceasta, eu vreau ca și gâtul meu să vină rotund și spatele. Dar mai apoi vorbim. În primul rând, trebuie să știm de câți centimetri sau pe câți centimetri vom face acest decolteu. Eu o să vă pun aici o tabliță și veți vedea. Dar să zicem că vrem să facem acest decolteu pe 6 rânduri. Deci vom face decolteu pe 6 rânduri. Puteți să-l alegeți pe 8, pe 12, pe câte rânduri doriți. Ce înseamnă acest 6? Înseamnă că 3 vor fi pe față plus 3 pe dos. Adică aici noi trebuie să avem 3 puncte. Da? 1, 2, 3. Și deodată împărțim 10 la 3. Putem să împărțim în felul următor. Aici să avem 4. 3 și 3. 3 cu 3, 6 cu 4, 10. Cele mai multe ochiuri le lăsăm aici. La fel vom face și în partea aceasta. Ați înțeles, da? Aceste 3 rânduri. 1, 2, 3. 3 puncte. 10 ochiuri. 4, 3 și 3. Mai departe. Aceste 3 rânduri,
3 puncte, noi trebuie să le scadem din spate. Nu scadem 6, ci 3, pentru că 3 merg pe față, 3 pe dos, da? Scadem 3 aici să nu ne încurcăm. Și am obținut 27 de ochiuri și aceste 3 le adăugăm la față. Pentru că am văzut că multe se încurcă, deci dacă noi facem pe 8 rânduri, nu scadem 8, dar 4. 4 scadem și 4 adăugăm la față. Deci am lămurit, da? 3 scadem, avem 27 de ochiuri pentru spate și am adăugat în față 3 și am 33 de ochiuri. Acesta este numărul meu acum. Mai departe, ce aici am văzut nou eu pe internet este că se fac puncte de întoarcere și la spate și la față. Astfel vom obține un guler rotund. Foarte frumos. Și noi la spate avem 27 de ochiuri și vom împărți la 3. 27 împărțit la 3 este 9. Și vom fixa așa punctele aici. De exemplu, aici avem 9, aici 9 și aici. Acești 9 rămân neatinși. Acești 9 putem să-i împărțim la câte părți noi vrem. Haideți tot la 3. Și facem punctele 1, 2, 3 și aici la fel. Deci 9 la 3 iese câte 3. Am împărțit spatele. Da? 3, 3, 3. Acum împărțim și fața. În față avem 33 de ochiuri. Noi vom lua în calcul 30, pentru că la mijloc vom lăsa mai mult. 30 împărțit la 3 și ne dă 10. Și la fel. Deci, în 3. Aici vom avea 13 și aici câte 10. Aici nu am scris, da? 9, 9. Și acești 10 la fel îi împărțim la 3. Și vom avea câte puncte aici? La fel 3. 3, 3 și 4. Și aici la fel. 4, 3 și 3. Iată cum merge treaba. Sper că ați înțeles ceva. Mai departe, mergem să vă arăt cum se fac întoarcerile, pentru că este un pic diferit. Am desenat încă o dată schema noastră. Aici va fi începutul la această linie de raglan. Vom face adăugire, două linii de raglan, iarăși adăugire. Deci începem de aici. Pe fața lucrului va fi cu verde, pe dos cu albastru. Și începem, lucrăm, ne ducem până la aceste trei ochiuri. Aici va fi, unde e pixul, primul nostru rând scurt, să scriem aici, da? După aceasta ne întoarcem pe dosul lucrului. Lucrăm și luăm aceste patru ochiuri. Și acesta va fi al doilea nostru rând scurt. Apoi iarăși pe față mergem și luăm încă trei ochiuri. Va fi al treilea rând scurt. Pe dos mergem și luăm aceste trei ochiuri. Și aici va fi al patrulea. Mergem pe fața lucrului și luăm aceste trei ochiuri. Acesta va fi al cincilea rând scurt. Iar pe dos mergem și luăm, iată, aceste trei ochiuri.
Și acesta va fi al șaselea rând scurt. Bine. Acum ne vom duce la al șaptelea, direct aici. De ce? Vă voi explica așa, cu pe fața lucrului. Ne ducem direct aici. Și acesta este al șaptelea rând scurt. Mai departe, pe dosul lucrului, ne întoarcem, facem și aici adăugiri și ne ducem la aceste trei ochiuri. Și acesta va fi al optelea. Eu vă notez așa pentru că cred că va fi mai ușor de urmărit. Deci, al optelea. Pe fața lucrului mergem și luăm aceste trei ochiuri. Aici va fi al nouălea. Pe dos mergem și luăm aceste trei și va fi al zecelea rând. Mai departe, pe fața lucrului mai luăm aceste trei și aici va fi al 11-lea, eu am greșit pe foaie. Mai departe ne întoarcem pe dosul lucrului și mai luăm ultimele trei ochiuri și va fi deja acolo al 12-lea. După aceasta vom merge pe fața lucrului și vom lua ochiurile din fața, aceste trei, și aici va fi al 13-lea. Deci când mi-a rotat, am scăpat un rând, deci a fost 10, 11, 12, 13. Și acum pe dosul lucrului, priviți că am luat din față, trebuie să ne ducem la cealaltă față și mergem pe dosul lucrului. Iată așa rotund și venim aici. Și luăm 3 ochiuri, va fi 14. Pe față întoarcem înapoi și mergem aici. Și aici va fi 15. Iarăși pe dos. Mergem pe dos și venim aici. Aici va fi 16. Pe față. Mergem și luăm aceste 4. Va fi aici 17. Pe dos vom merge frumos pe dos, pe dos, pe dos, pe dos. Venim la aceste 4 și aici va fi 18 și mergem pe față deja. Și luăm aceste ochiuri. Dacă țineți minte, iată aici să scriem noi că va fi. Și mergem deja împrejur. Aici va fi, sunt rândul 19 să scriu și aici avem noi 13 ochiuri. Mergem deja unit. Și priviți ce schemă am obținut. Nu știu dacă înțelegeți ceva. Dacă doriți partea practică, scrieți-mi în comentariu și vom începe să facem o pentiță să vedeți cât de frumos se așează acest model. V-am pupat, la revedere!